Imaginează-ți, te rog, următorul scenariu. Duminica viitoare să fii prezent la biserica ta preferată, pe care o urmărești cel mai mult pe internet sau la televizor. O să stai în primul rând și vorbitor o să fie predicatorul tău preferat. Dar apare o problemă încă din primul minut. Nu înțelegi nimic din ce zice. I-auzi cuvintele, le înțelegi, dar nu înțelegi mesajul. Trec 2-3 minute și ceața se face tot mai densă. Și începi să spui întrebări. Ce s-a întâmplat? Tu de unde a fost atât de clar? L-ai înțeles din prima. Ce s-a întâmplat cu el? Și singura reacție sinceră pe care o poți avea e să împrumuți cuvintele fetei din Luceafărul. Deși îi vorbești pe înțeles, eu nu te pot pricepe. Și după 5 minute se întâmplă un lucru și mai ciudat. După de închinare se întoarce în față. Le ia deoparte pe predicator, se duc într-un colț. N-auzi ce vorbesc, dar vezi că gesticulează. Dacă predicatorul tău preferat este Iisus Hristos, el a avut parte de un asemenea eveniment. Când și-a rostit predica din Matei 13. Probabil că acolo erau și oameni care au auzit predica de pe munte. Au fost uimiți de autoritatea cu care vorbea el. Au înțeles ce spunea. Acolo erau toți cei 12 ucenici. Au înțeles foarte clar, deși nu le-a fost comod, când în Matei 10 le-a vorbit lor și i-a trimis ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Dar nici ei nu pricep. Ce cu schimbarea asta ciudată a lui Iisus? Trece de la lucruri practice, concrete, pe care toată lumea le înțelege, la care toată lumea reacționează, la lucruri pe care nimeni nu le înțelege. Le vorbește în pilde și nimeni nu înțelege ce spune. Așa că după prima pildă, încep să-i pună întrebări. Asta înseamnă la mai puțin de un minut după ce începe să vorbească. Dar, spre surprinderea lor, află că le vorbește despre privilegiile ucenicilor. Despre privilegiile ucenicilor. Vă duc aminte cum se încheie Evanghelia după Matei. Cu marea trimitere de a face ucenici. Și acolo este un aspect fundamental, învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și pe baza acestei așteptări, dorințe a Domnului Iisus, noi ne-am întors în cele 5 predici ale Lui, cele 5 discursuri, pentru că acolo se concentrează învățătura Lui, acolo se concentrează poruncile Lui. Acolo se concentrează caracteristicile ucenicilor pe care Iisus îi așteaptă pe urmele Lui. Primul discurs, predica de pe munte, ne-a spus că ucenicul pornește pe drumul asemănării cu Iisus. Că și-a însușit valorile împărăției cerurilor, că învață să evite capcanele care sunt pe drum, pentru că ținta lui este să fie asemenea Domnului Iisus. Al doilea discurs învață că ucenicul este trimisul lui Iisus în mijlocul unei lumi ostile, lucru deloc comod. Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, adică nu toți o să te asculte, nu toți o să te primească. O să ai dușmani chiar și pe unii din casa ta. O să suferi, o să fii defăimat sau chiar ucis. Dar ai pornit pe acest drum și îți doresc să-i ajuți și pe alții să pornească pe urmele lui Iisus. Acum, al treilea discurs sau a treia predică ne vorbește despre privilegiile ucenicilor lui Iisus. În primul rând, sunt parte din familia lui Dumnezeu. În al doilea rând, sunt învățați de Iisus. Apoi, sunt împuterniciți de Duhul Sfânt. În al patrulea rând, sunt cuceriți de adevărata comoară. Și în al cincilea rând, sunt mesagerii împărăției cerurilor. Datorită limitelor impuse de timp și suprapunerii cu mesajele din duminicile anterioare, voi aborda doar 3 din aceste privilegii. Matei evidențiază aceste privilegii în 2 moduri.
În primul rând, descrie o mișcare a Domnului Iisus din exterior spre interior. La începutul capitolului, în primul verset, Domnul Iisus este afară, este pe țărmul mării, într-o corabie și învață mulțimea. În a doua parte a capitolului, este în casă. Și acolo au acces doar ucenicii, doar cu ei vorbește. În al doilea rând, pe lângă această mișcare din afară, înăuntru, ceea ce le spune mulțimilor diferă de ceea ce le spune ucenicilor. În ce fel? Mulțimile au doar câteva pilde, o parte dintre ele, dar nu aud nicio explicație. Ucenicii aud toate pildele și doar ei au parte de interpretare, doar ei au parte de explicații. Iată cuvintele lui Matei. În ziua aceea, Iisus a ieșit din casă și s-a așezat pe țărmul mării. Mulțimi mari s-au adunat la el. Așa că s-a suit, s-a așezat într-o barcă, în timp ce toată mulțimea stătea pe țărm. El le-a spus multe, în pilde. Versetul 10. Apropiindu-se de ei, ucenicii au zis, de ce le vorbești în pilde? De ce? Ce face Domnul Iisus în continuare? Versetul 24. Iisus le-a mai înfățișat o pildă. Versetul 31. Iisus le-a mai înfățișat o pildă. Versetul 33. Le-a mai spus o pildă. Versetul 34. Iisus le-a spus toate acestea mulțimilor în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă. Versetul 36. Atunci Iisus a lăsat mulțimile și a intrat în casă. Și versetul 53, după ce a sfârșit Iisus pildele acestea, a plecat de acolo. Pildele sunt și despre ei și despre noi. Și mulțimile și ucenicii au auzit o parte aceleași cuvinte. Dar numai unii au înțeles ceva. Alții au rămas în beznă, de la început și până la sfârșit. N-au înțeles nimic. Mulțimile n-au înțeles nimic. De ce? Pentru că ăsta e rolul pildelor și efectul lor atunci când rămân neexplicate. Pentru mine, una din cele mai bune analogii este o biserică cu vitrale. În exterior, vezi vitralele. Știi că pe geamuri sunt vitrale. Dar numai dacă intri în interior, începi să le vezi cu adevărat. Lumina de afară pătrunde prin ele, ajunge la tine și te învață un mesaj. Și cu cât petreci mai mult timp în interior, înțelegi mai bine ceea ce este acolo. Și de afară vezi, dar nu înțelegi. Și cu cât te îndepărtezi mai mult, uiți mai mult, pierzi mai mult. Și în cele din urmă ți se va lua tot ce ai. Pildele sunt o invitație care poate fi respinsă sau poate fi acceptată. Poți să intri înăuntru sau poți să rămâi afară. Cei care intră înăuntru, cei care acceptă invitația, au parte de primul privilegiu, devin parte din familia lui Dumnezeu, devin parte din familia lui Dumnezeu. Și acest privilegiu este afirmat de Domnul Iisus încă de la sfârșitul capitolului anterior. Iisus i-a spus celui ce vorbise, cine este mama mea și cine sunt frații mei? Și întinzându-și mâna spre ucenicii săi, a zis, iată-i pe mama mea și pe frații mei, căci oricine face voia Tatălui meu din ceruri, acela îmi este frate și soră și mamă. Acest privilegiu al ucenicilor de a fi parte din familia lui Dumnezeu este evidențiat și printr-una din pilde sau prin interpretarea ei, pilda neghinei. Și Domnul Iisus spune, lumea întreagă împărțită în două familii. Sunt fii împărăției și sunt fii celui rău, care trăiesc împreună, pe același pământ, în același ogor. Cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Ogorul este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției. Neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care sămânatul este diavolul. Secerișul este sfârșitul veacului, iar secerătorii sunt îngerii. Așadar, după cum se adună neghina și se arde în foc,
așa va fi și la sfârșitul veacului. Privilegiul ucenicilor este de a fi numiți frații lui Iisus, surorile lui, parte din familia lui sau fiii împărăției cerurilor. Se întoarcem acum spre noi. Unde? Cum? Ai parte de acest privilegiu de a fi parte din familia lui Dumnezeu. Cum te poți bucura de el? Iată o parte din răspunsul Domnului Iisus. Se uită la contextul religios al vremii lui, care era sec și gol, plin de ritualuri, multe din ele omenești. Totul era, sau mare parte din ceea ce se întâmpla, era doar o mască purtată de dragul oamenilor. Și el începe să le vorbească despre altceva. Voi sunteți sarea pământului, lumina lumii. De ce? De dragul vostru? Nu, de dragul Tatălui. Ca lumea să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Voi puteți fi mai mult decât ceea ce vedeți în lume. Voi puteți fi asemenea cu Tatăl vostru din ceruri care este desăvârșit. Voi puteți fi așa. Și acest privilegiu de a fi parte din familia Lui, de a-L avea pe Dumnezeu ca Tată, este repetat de mai multe ori ca și o motivație în predica de pe munte. De exemplu, Domnul Iisus ne spune, când faceți milostenie, când rostiți rugăciuni, când postiți, nu o faceți de dragul oamenilor, faceți-o de dragul Tatălui vostru care este în ceruri. Când faci milostenie, când postezi, să fii conștient că Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Când te rogi, ai convingerea că Tatăl tău din ceruri știe dinainte ce ai nevoie, dinainte să-i spui tu. El știe ce aveți nevoie. Și de fapt, Domnul Iisus ne învață cum să ne rugăm, atât în privat, cât și în public. Dar mai mult, prin rugăciunea Tatăl nostru, El ne împrumută până și apelativul pe care El îl folosea atunci când a fost pe pământ, când s-a întrupat. Și ne învață să-i spunem lui Dumnezeu, Tată, ca niște fii, să vorbim cu Dumnezeu ca niște fii. Și ăsta e cuvântul pe care noi l-am învățat acasă, când a fost mici. Unul din primele cuvinte pe care le-am învățat și pe care le-am păstrat întreaga viață, ca să vorbim despre relația pe care o avem cu părintele nostru pământesc. Așadar, rugăciunea nu-i despre reguli, nu-i despre ritualuri, ci de o comunicare autentică cu Tatăl nostru ceresc. De o relație de intimitate pe care Iisus a cunoscut-o dintotdeauna, a avut-o și ne face și nouă parte. E un privilegiu care e disponibil prin jertfa Lui. Te gândești cu adevărat la Dumnezeu ca Tatăl tău? Ești bucuros să-L numești Tată? Cuvântul acesta, Tată, descrie fidel relația ta de astăzi cu Dumnezeu? Este El bucuria ta, autoritatea asupra vieții tale, refugiul tău, mângâierea ta, nădejdea ta? Aș bucura să mă pot opri aici. Dar realitatea e că fiecare privilegiu de care Domnul Iisus ne face parte, este atacat de diavol și este sabotat de firea noastră pământească. De aceea aș vrea să vorbesc și de atacurile diavolului și de modul în care firea noastră pământească ne îndeamnă să pervertim privilegiile de care Iisus ne face parte. În primul rând, atacurile diavolului. Gândiți-vă în primul rând la Domnul Iisus. În ziua botezului și El și toți cei care erau acolo au auzit vocea Tatălui din ceruri. Acesta e Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Ce a urmat? Ispitirea în pustie. Nu s-a mai auzit vocea Tatălui. Singura voce care ne spune Matei s-a auzit în pustie este a diavolului. Și unde a atacat? Exact în relația aceea, Tată-Fiu. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Asta e vocea care se repetă în pustie și care atacă
relația dintre fiul și tatăl. Și tactica e aceea și astăzi. Diavolul se uită și la falimentele noastre și la biruințele pe care le putem avea sau pe care le avem și ne repetă, ori prin gândurile noastre, ori prin vorbele celor din jur. Oh, dacă ai căzut în felul ăsta, tu nu te poți numi copilul lui Dumnezeu. Realitatea e că și diavolul și Duhul Sfânt ne vorbesc despre păcatele noastre, dar în moduri diferite, cu intenții diferite. Diavolul ne arată păcatele ca să ne îndepărteze și mai mult de Hristos. Duhul Sfânt ne vorbește despre păcatele noastre ca să ne aducă înapoi la Hristos, să ne mărturisim, să ne mărturisim păcatele. Dar nu suntem vulnerabili doar la atacurile diavolului, ci și la atacurile firii noastre pământești, care vin din interiorul nostru. Și probabil că John Newton face una din cele mai bune descrieri a luptei care este în creștin, în interiorul nostru. Noi știm ca faimosul marinar care a fost câștigat de Hristos, negustorul de sclavi, care a compus acel imn, Mărețul Har, și pe care încă îl mai cântăm. Dar el a fost folosit de Dumnezeu într-un mod unic pe perioada trezirilor spirituale din secolul XVIII din Anglia, prin scrisorile pe care el le-a scris. Prietenilor săi, slujitorilor bisericii, oamenilor care îi cereau sfatul. Și oamenii scriau sau veneau la el ca să-i ceară părerea, pentru că vedeau în el un păcătos care a fost iertat, care îi înțelegea în luptele lor, care îi păsa de ele și îi ajuta. Și vorbind despre privilegiul rugăciunii, el aduce în discuție pericolul pe care ne paște pe noi, ucenicii lui Hristos, care știm, declarăm valoarea rugăciunii. Spunem că e o onoare ca Dumnezeu să ne primească în prezența Lui, să ne asculte rugăciunile, să-L putem numi Tată. Vrem să ne bucurăm de rugăciune. Vrem să petrecem timp cu Dumnezeu. Dar cu toate astea, dacă suntem sinceri, de multe ori ne apropiem de Dumnezeu doar cu buzele și numai la distanță uriașă de Dumnezeu. Newton spunea, ucenicul pare că ajunge înaintea lui Dumnezeu târât ca un sclav și pleacă de acolo ca un hoț, pe furiș, în grabă, cu prima ocazie. Care-i soluția? Care-i soluția? Învață de la Iisus ce înseamnă să fii încântat de rugăciune, bucuros, cucerit de rugăciune. Dacă vrei să te bucuri de privilegiul de a fi parte din familia lui Dumnezeu, să-L numești pe Dumnezeu Tată, nu te duc prima oară la oameni, pentru care rugăciunea poate fi un ritual, un obicei, un monolog interior sau cu voce tare, o predică spusă pentru alții, dar nu o comunicare cu Tatăl. Învață de la Iisus ce înseamnă să fii încântat, bucuros, bucuros de rugăciune. Și alții au făcut asta. Ucenicii au venit la el când l-au văzut cum se roagă. Doamne, învață-ne, învață-ne cum să ne rugăm. Pentru că rugăciunea a fost așa de importantă pentru Iisus. O vedem în lucrurile cele mai mărunte, am spune noi, dar și în momentele cele mai dificile în viața lui. Până acolo, că a murit rugându-se. A murit rugându-se. Așa că el e cel mai bun exemplu de la care poți învăța să fii încântat de rugăciune. Niciun dintre noi n-ajunge din întâmplare în familia lui Dumnezeu. N-a vrut, dar a ajuns acolo și se comportă ca un copil de Dumnezeu. Niciun dintre noi nu se roagă fără să-și dorească, fără să-L caute pe Dumnezeu, fără ca Dumnezeu să ne cheme. Dar tocmai asta e rugăciunea. Să-L descoperim pe Iisus și să ne dorim să facem ceva ca să fim mai mult ca și El, să fim transformați după chipul Lui. Și al doilea privilegiu al ucenicului este tocmai faptul că este învățat de Iisus. Este învățat de Iisus. Iată felul în care Matei exprimă acest privilegiu.
Apropiindu-se de el, ucenicii au zis, de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns zicând, pentru că vouă vi s-a dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, dar lor nu li s-a dat. Că celui ce are, îi se va da și va avea din belșug, dar celui ce nu are, îi se va lua și ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei deși văd, nu văd, deși aud, nu aud, nici nu înțeleg. Cu ei se împlinește profeția lui Isaia, care a zis, de auzit veți auzi și nu veți înțelege, de privit veți privi și nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a împietrit, cu urechile greu au auzit, iar ochii și-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima și să se întoarcă la mine ca să-i vindec. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Adevărat vă spun că mulți profeți, oameni drepți, au dorit să vadă ce vedeți voi și nu au văzut și să audă ce auziți voi și nu au auzit. De ce? Le vorbește Domnul Iisus în pilde oamenilor chiar dacă ei nu înțeleg? Chiar dacă îi se spune că oamenii nu înțeleg? Ca să ne atragă atenția asupra vorbirii lui clare, pe înțeles, evidente, care a fost rostită, dar am ales să o ignorăm, să nu o băgăm în seamă, să nu o ascultăm. Nu-i putem cere lui Dumnezeu să ne vorbească din nou și din nou. De fiecare dată când noi alegem să deschidem Biblia, când noi alegem să venim la biserică, după ce am ignorat toate lucrurile pe care deja ni le-a spus, le spune că nu ne interesează, să ne spună altceva, să ne spună ceva nou, să ne spună ceva interesant. Când noi vrem să fim învățători, noi vrem să fim stăpâni, noi să alegem ce ne place, ce să ascultăm și ce nu. Nu se poate asta. Dacă noi refuzăm să ascultăm ceea ce El deja ne-a spus. Vorbirea lui Iisus în pilde e o avertizare, că deja ne-a vorbit, dar nu l-am ascultat. Nu l-am băgat în seamă, deși l-am înțeles. E un fel de judecată preliminară, care ne obligă să ne întoarcem la ceea ce ne-a spus deja, la ceea ce am înțeles. Pentru că pildele ascund adevărul. De cei care refuză să-L asculte. Cei care doar mimează ucenicia, dar îl dezvăluie celor care rămân lângă Hristos, care îl urmează cu adevărat. Așa că pildele ne arată unde suntem, ne dezvăluie inima și ne spune pe față, ești orb sau ești surd? Vezi și auzi. Ești ucenic sau doar te amăgești, doar ți se pare? Ne comunică realitatea din prezent. Pildele sunt de folos doar dacă îi răspundem lui Iisus, dacă mergem la El pentru explicații. Și în acest text, numai ucenicii au curiozitate. Numai ei îi cer mai mult. Numai ei îi cer să explice lucrurile. Asta nu înseamnă că ucenicii sunt perfecți, ci înseamnă pur și simplu că sunt vii și vor să crească. Vor să înțeleagă mai mult, că nu ignoră ceea ce Iisus vorbește, că sunt dispuși să învețe în permanență de la Iisus. Doar ei au parte de interpretarea pildelor. Mulțimea nu cere și nu primește explicațiile date de Iisus. De ce? Pentru că Fiul lui Dumnezeu nu vrea spectatori, care și-au bilete săptămânale, lunare, la vorbirea Lui. Cel vrea ucenici care îl urmează în fiecare zi, care știe ce vorbește El și învață și pe alții să păzească tot ce ne-a poruncit El. Nici în fața Bibliei nu suntem scutiți de atacurile diavolului. Nici în fața vorbirii lui Dumnezeu nu suntem scutiți de atacurile diavolului. Problema de atunci este cel puțin la fel de actuală și astăzi. Pentru că noi trăim într-o cultură alergică la adevăr, alergică la Biblie, alergică la Dumnezeu. Și efectele culturii lasă urme adânci în noi, începând de la teama de a mărturisi, la lipsa dorinței de a vorbi despre Iisus, la îndoielile care devin tot mai adânci în inima noastră.
Lumea noastră nu primează adevărul, nu. Ci emoțiile, părerile noastre. Și până și creștinii ajung să vorbească de un fel de competiție, de contradicție între adevăr și sentimente și trăiri. Și spunem că Biblia e un fel de teorie. Și noi știm teoria. Și tot ce avem nevoie e o experiență nouă, modele. Părerile noastre sunt importante și trebuie să le exprimăm. De ce? Pentru că părerea noastră este ridicată, suntem încurajați să o ridicăm la rang de adevăr absolut. Așa că adevărul lui Dumnezeu nu mai contează. Este mărunt în comparație cu părerea noastră. Și felul ăsta neglijăm vorbirea lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu de sine. Suntem bucuroși să auzim orice altceva. Părerea unui om despre viața lui spirituală, să-și descrie el ceea ce numește viață spirituală, chiar dacă n-are nicio legătură sau nu-i interesat deloc să facă legătura între Scriptură și viața lui spirituală. Dar Scriptura ne îndeamnă ca în permanență să punem lucrurile pe care le trăim sub autoritatea ei. Pentru că Scriptura este mărturia Duhului Sfânt, în ultimă instanță, despre Iisus Hristos, ca să ne ducă la credința în Iisus Hristos. Și numai când ne însușim această mărturie a Duhului Sfânt, ne înțelegem corect pe noi, înțelegem lumea din jurul nostru și îl înțelegem pe Dumnezeu. Oprirea înaintea cuvântului Dumnezeu e o alegere. Rămânerea înaintea cuvântului Dumnezeu e o alegere. Și trebuie să alegem să nu lăsăm alte lucruri să ne distreagă de la Hristos, ci să rămânem înaintea Lui, în fața Lui. Trebuie să alegem să facem din Hristos ceea ce Pavel numește fortăreața inimii noastre. Adică locul în care ne aducem îndoielile, în care ne aducem îngrijorările, în care ne aducem temerile, în care ne aducem bucurile. De ce? Pentru că altfel suntem o cetate fără ziduri, fără porți, în care diavolul poate intra ca la el acasă și să facă ce vrea. Termenii pildei semănătorului, să fure sămânța care a fost semănată. Daniel Block spune că închinarea în esență o audiență de care avem parte înaintea regelui Universului. Și când el vorbește, ceea ce el vorbește e mult, mult mai important decât ceea ce spunem noi. Pentru că el e regele Universului. Și dacă Scriptura e vorbirea lui Dumnezeu, asta înseamnă că noi, care ne numim creștini, trebuie să redescoperim vorbirea lui, cuvântul lui, glasul lui. În efortul nostru de a fi contemporan, spune el, și relevanți, uneori din greșeală și adesea din neatenție, respingem citirea Scripturilor ca pe o fosilă a cărei vitalitate și utilitate au murit cu mult timp în urmă. Și în acest proces înlocuim vocea dătătoare de viața lui Dumnezeu cu bolboroseala nebună și seducătoare a muritorilor. Iar posibilitatea închinării autentice este exclusă. Atunci când oamenii aud cuvântul lui Dumnezeu, ei învață să se teamă de Dumnezeu. Și când se tem de Dumnezeu, se vor dedica ascultării necondiționate și totale de voia Lui. Semnul unei întâlniri autentice cu Dumnezeu este transformarea noastră, transformarea vieții noastre. Și asta înseamnă că nu avem alternativă la Biblie? Că nu avem alternativă la vorbirea lui Dumnezeu? Ba da. Încă din grădina Eden, alternativa a fost acolo. A fost vorbirea diavolului. Avem alternativa să fim ucenicii lui. Să-i cerem lui să ne învețe cum să ne descurcăm în lumea asta, fără Dumnezeu, fără cuvintele lui. Bazându-ne doar pe emoțiile noastre, pe părerile noastre, pe cuvintele altora, dar să excludem vorbirea lui Dumnezeu. În cuvintele Domnului Iisus, înseamnă să fim oameni nechipzuiți, neînțelepți, care își zidesc viața pe nisip și o să fie spulberați la prima furtună. Dar, dacă ne zidim viața pe stâncă, adică pe vorbirea lui Dumnezeu, o să rămânem în picioare. Și aici, și în fața Bibliei, există și atacurile firii pământești sau
sabotarea, pervertirea acestui privilegiu de către firea noastră pământească. Cei mulți dintre noi ratează înțelegerea vorbirii lui Dumnezeu din Scriptură, tocmai că li se pare prea banal, prea plictisitor să citești o carte, să te rogi, să participi la întâlnirile bisericii. Astea sunt lucruri plictisitoare. Sunt învechite. Nu mai au de face nimic cu realitatea. Asta e părerea majorității. Dar dacă lucrurile astea sunt ceva mai mult, ceva mai mult decât par la prima vedere, dacă de fapt sunt o școală în care noi învățăm, în care ne pregătim să vedem fața lui Dumnezeu, C.S. Lewis le numește obligații religioase și le aseamănă cu pregătirea instrumentelor înainte de interpretarea simfoniei sau săparea unor canale într-un ținut secetos care așteaptă ploaia. Acordarea instrumentelor, spune el, într-o orchestră poate fi ea însăși încântătoare, dar numai pentru cei care, într-o oarecare măsură, oricât de mică, pot anticipa simfonia. Când ne îndeplinim obligațiile religioase, suntem ca oamenii care sapă canale într-un ținut fără apă. Pentru ca în clipa în care, în sfârșit, apa vine, să le găsească pregătite, măcar într-o bună măsură. Și există momente fericite, chiar și acum, când un firicel de apă se prelinge prin albile uscate și suflete fericite care au parte de ele mult, mult mai des. Firicele de apă, firicele de apă. Și toți știm asta, ca să ne bucurăm de ploaie, cei care aveți grădină, e suficient de mai mult decât poți strânge tu în palme ca să-ți supraviețuiască grădina, ca să aducă viață. La fel și în domeniul spiritual. E nevoie mai mult decât poți ține și aduna rapid în buzunare. Ai nevoie să pregătești inima, să sapi șanțurile inimii, ca Dumnezeu să umple cu Duhul lui, cu Cuvântul lui. Știu că e dureros să o spunem sau să o recunoaștem, și mai dureros. Dar superficialitatea e una din cele mai răspândite boli în interiorul bisericilor noastre. Și efectele ei se văd în toate domeniile, în toate relațiile. Și încep de la relația cu Biblia. John Stott spune că principiul uciniciei e clar. Cu cât îl vedem mai slab pe Hristos, cu atât suntem ucenici mai slabi al lui Hristos. Cu cât îl vedem mai bine, suntem ucenici mai buni al lui Hristos. Alegerea să-L ascultăm pe Iisus, să ascultăm cuvântul Lui, e vitală pentru ucenicia noastră. Cuvântul Lui nu are substitut dacă ne numim ucenicii Lui. Gândiți-vă la daul pe care îl spune mirele. Pot să fie sute de oameni în sală, în ziua anunții, mii de oameni. Daul mirelui are cu totul altă valoare pentru mireasă decât pentru restul oamenilor. Cred că orice părinte poate să recunoască vocea, plânsul, râsul copiilor lui într-o mulțime de oameni, într-o mulțime de copii. Domnul Iisus ne spune: oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele mă urmează. Vom prețui acest privilegiu de a fi învățați de Iisus. Atunci când ne vom cunoaște mai bine atât inima noastră cât și inima Lui și o vom înțelege. Pentru că ucenicul înțelege inima lui Iisus și lasă Scriptura să-i transforme inima, să prindă rădăcini în inima lui și să aducă rod, să aducă rod. Și acest lucru se vede pentru că doar ucenicii aduc rod. Doar ei își însușesc cu adevărat valorile împărăției. Și vă invit să priviți din această perspectivă la lucrarea fratelui Octavian Cosman. Dacă o să vă uitați de aproape, sunt oameni care au pe ei imprimate cruci mărunte. Cu cât Iisus își imprimă mai mult chipul în noi, cu atât se vede mai mult în afară. Alții, care sunt un fel de plasă, de năvod, cu cât Hristos își imprimă mai mult chipul în noi,
devenim nevoade ale împărăției cerurilor. Pescari de oameni. Oameni care au fost transformați de Hristos și care îi câștigă și pe alții pentru Hristos. Asta înseamnă, de fapt, sămânța care aduce rod. Este înnoit după chipul lui Hristos. Asta e roada Duhului Sfânt. Înnoirea după chipul lui Hristos. Și apoi înmulțirea sau lărgirea împărăției cerurilor. Ai urechi de auzit, de auzit cuvântul lui Dumnezeu? Raportarea la cuvântul lui Dumnezeu trasează granița dintre ucenici și mulțimi, dintre cei care se cred ucenici și cei care doar mimează ucenicia. Ucenicii recunosc că au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu și fac ceva. Se opresc înaintea Scripturii. Îi cer Duhului Sfânt să-L descifreze pentru ei. Mulțimile se pot lipsi. Se pot lipsi de Biblie. Din nou, soluția e aceeași. Să învățăm de la Iisus ce înseamnă să fim încântați de Scriptură. Și vă duc din nou la ispitirea din pustie. La fiecare ispită a diavolului, Domnul Iisus răspunde cu un citat din Deuteronom, capitolul 6-8. Lucruri care erau la îndemâna oricărui om din poporul lui Dumnezeu sunt folosite ca arme de către Fiul lui Dumnezeu în lupta cu diavolul. N-ar fi putut răspunde în mod spontan dacă Scriptura n-ar fi pătruns adânc în el și nu le-ar fi lăsat un model. Să adunăm Scriptura în inima noastră ca să devină cu adevărat un aliat, ca Duhul Sfânt să devină un aliat, cel mai puternic aliat, în lupta cu ispitele noastre. Fiul lui Dumnezeu ne arată cum să facem voia lui Dumnezeu, fără cârtire, fără îndoială, cum să ne luptăm cu diavolul, cum să facem din Duhul Sfânt aliatul nostru, cum să fim încântați de Scriptură, să fim convinși de puterea ei și să o lăsăm și în viața noastră și în ispitele noastre să lucreze. De la al doilea privilegiu o să sar la al patrulea. Ucenicii sunt cuceriți de adevărata comoară. Sau în cuvintele Domnului Iisus, împărăția cerurilor se aseamănă cu o comoară ascunsă într-un ogor. Omul care a găsit-o a ascuns-o și de bucurie merge și vinde tot ce are și cumpără ogorul acela. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Când găsește un mărgăritar de mare preț, merge, vinde tot ce are și îl cumpără. Vreau să vă pun mai multe întrebări și încercați să vă răspundeți cât mai repede și cât mai sincer. Unde aleargă gândurile tale fără niciun efort atunci când ai puțin timp liber? Ce admiri? La ce visezi? Ce îți dorești? Unde alergi pentru rezolvarea problemelor tale? Unde îți găsești siguranța? Unde te simți în largul tău? Ce consideri că e cu adevărat plăcut în viața ta? Care lucru care îți aduce mângâiere? Ce anume îți transformă brusc ziua? Ce trebuie să apară ca să fii fericit? Să fii zâmbăreț? Ce trebuie să dispară ca ziua ta să devină proastă? În ce domenii te compari cel mai des cu ceilalți? Pentru ce admiri? Pentru ce îi invidiezi? Pe ce îți cheltui timpul și banii? Cu bucurie, fără comentarii. Pentru ce economisești? Pentru ce faci sacrificii? În ce domenii ți-ai încălcat cel mai ușor principiile și regulile? Pentru ce ai făcut compromisuri? În ce domenii ale vieții știi voia lui Dumnezeu, dar ai ales să o ignori și să treci dincolo de ea? Pentru a ce ai ales să mergi mai departe decât aveai de gând inițial? Ce te îngrijorează cel mai des? Care sunt oamenii de care te temi că o să-i pierzi? De ce te temi cel mai mult? Toate lucrurile astea te ajută să descoperi care e adevărata ta comoară. Care e adevărata ta comoară? Și dacă, în mod sincer, ai ajuns altundeva decât în fața lui Hristos, la altcineva decât în fața lui Hristos,
Pilda mărgăritarului, care vorbește despre un negustor priceput, un specialist în domeniul lui, un bijutier avizat, spune că în domeniul spiritual a rămas un amator, dacă adevărata ta comoară nu este Iisus Hristos. Adică, stai în fața Scripturii și nu vezi nimic în plus, nimic mai valoros în cuvintele ei decât în părerile oamenilor pe care le citești zi de zi, le auzi zi de zi, nu vezi nicio diferență de valoare. Te gândești la rugăciune, dar nu ți se pare cu nimic mai onorant să vorbești cu Dumnezeu sau să vorbești cu orice om, oricine ar fi El. Dacă ai impresia că împărăția pe care tu o construiești în România sau în oricâte țări din lumea asta e mai valoroasă decât împărăția cerurilor, din nou, pilda mărgăritarului spune că ești un amator în domeniul spiritual pentru că n-ai descoperit adevăratele valori. Acum, dacă să mergi acasă și o să zici că o să citești mai mult Biblia și o să te rogi mai mult, e foarte bine. Dar nu e scopul meu de azi. Și nu cred că e scopul ultim nici al lui Dumnezeu. Nu cred că e scopul lui ultim. El vrea mai mult. El vrea ca inima noastră să nu fie cucerită de privilegii, ci de Hristos. Și atunci când inima noastră e cucerită de Hristos, alege tu cât timp ai nevoie de Scriptură, cât timp ai nevoie de rugăciune, așa încât comoara ta să rămână întotdeauna Iisus Hristos. Așa că îți propun ceva mai mult. Alege comoara ta să fie Hristos, să fii încântat de El. Pentru că în ultima instanță de asta venim la Dumnezeu, că El ne oferă cel mai bun lucru, cea mai mare comoară. Și această comoară este Hristos însuși. E vie în inima ta bucuria cunoașterii lui Hristos? Că ai descoperit împărăția cerurilor? Dacă spun da la întrebarea asta, de unde știu că nu dau doar răspunsul corect? Că asta se răspunde la biserică? Sau că mă amăgesc? De unde știu că nu mă amăgesc? Momentele de criză din viața noastră ne testează răspunsul și ne dezvăluie inima. Ne dezvăluie cel mai bine inima. Dacă mă gândesc doar la oamenii cu care am vorbit în ultimele săptămâni, descoper că cei care se bucură cel mai mult de rugăciune, care depind cel mai mult de promisiunile lui Dumnezeu din cuvântul Lui, sunt oamenii care trec prin necaz. Ei se agață cel mai mult de Dumnezeu. Ei se bucură cel mai mult de Dumnezeu. Își găsesc odihna și refugiul în Dumnezeu. Și asta ne arată că necazurile au și un rol benefic. Un rol benefic. Ne trezesc la realitate. Și ne arată care sunt lucrurile cu adevărat valoroase. Care sunt privilegiile ucenicilor. Și ne mai arată ceva. Că sunt uriașe, acum și aici. Dar vor deveni depline abia atunci când Hristos va reveni. Suntem parte din familia lui Dumnezeu. Dar vom fi cu adevărat acasă când El va reveni. Când îi vom reîntâlni pe toți cei dragi care deja suntem în prezența Lui. Suntem învățați de Hristos, dar îl vom cunoaște, îl vom înțelege într-un mod cu totul nou. Când va reveni, când îl vom vedea așa cum este, când vom rămâne în prezența Lui. Toate binecuvântările care se coboară acum și aici de la Dumnezeu, în cuvintele lui C.S. Lewis, sunt firicele de apă. Dar vor deveni râuri când Hristos va reveni și ne vor umple pe deplin viața, când îl vom vedea așa cum este. În concluzie, aș vrea să vă invit să petrecem câteva momente rugăciune, în tăcere, așa cum suntem fiecare dintre noi să ne rugăm. Și vă invit să ne răspundem la următoarea întrebare. Cunoști și folosești privilegiile ucenicilor lui Iisus? Te lași învăța de Iisus cum să trăiești în familia lui Dumnezeu? Nu știu de cât timp a trecut, de când i-ai spus ultima oară lui Hristos că ești onorat, te simți privilegiat că El să te numească fratele Lui, să te facă parte din familia Lui. Și dacă sunt alte titluri, alte apelative, alte relații care te bucură mai mult decât relația asta,
Ai ocazia să corectezi lucrurile, să le îndrepți. Dacă îl numești pe Dumnezeu Tată doar atunci când ai nevoie de ajutorul Lui, de un pic din puterea Lui ca să-ți împlinești dorințele, dacă te târăști la rugăciune ca un sclav și pleci de acolo ca un hoț, pe fugă, cu prima ocazie, pe furiș, ai ocazia să refaci relația asta cu Dumnezeu, să-i spui că ai vrea să vorbești ca un fiu, nu ca un sclav, nu ca un hoț, ca un fiu cu Tatălui. Dacă alți învățători ți-au cucerit inima, dă-i deoparte. Pune-L pe Hristos în centru, lasă-L pe El să fie învățătorul tău. Dacă te-ai bazat mai mult pe inteligența ta, pe talentul tău, pe abilitățile tale, decât pe ceea ce poate face Duhul Sfânt, roagă-L pe El să te înnoiască, să te umblă de roada Lui, ca să fii mai asemănător cu Hristos, mai folositor în relații. Dacă ai descoperit că altcineva, altceva decât Hristos este comoara inimii tale, ai curajul să-ți recunoști superficialitatea în domeniul spiritual și roagă-L să-ți deschidă ochii, să vezi, să auzi, să-ți dea discernământ spiritual, ca să alegi adevăratele comori. Dar dacă ești plin de recunoștință că Dumnezeu e Tatăl tău, că ești fratele lui Hristos, că El e învățătorul tău, dacă ești cucerit de privilegiul ăsta să fii învățat de Hristos, să fii parte din familia Lui, roagă-te să-ți dea înțelepciunea, să-i ajuți și pe alții să se bucure de lucrurile de care tu te bucuri și să le fii folositor. Haideți să ne rugăm, așa cum stăm, în tăcere.